Gil Chulin. Salut! Aici ai devenit om pe pământ! Aici? Mă bucur că m-am întors. Bravo, bravo, bravo! Sunteți invitatul nostru? Sunt un pic invitat, da. Și mă bucur că sunt aici, mă bucur să vă văd din nou. Lasă-mă să-ți fac un nou premiu, pentru că ne-am dus noi pe okay. De suflet. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru special în această seară este Virgil Chulin! Mulțumesc! Ne vedem după vreo 6 luni. Mă bucur că e un context mai pozitiv. S-a terminat pandemia, s-a terminat războiul, e soare, e frumos. N-am greșit, chiar s-a terminat războiul. Când? Din punctul meu de vedere s-a terminat, nu mai citesc știri, s-a terminat. Ah. E ca, știți problema aia de logică, că dacă se taie un copac într-o pădure și nu e Alex Nedea să filmeze, mai e el de fășat ilegal, e cam aceeași situație. Încerc să aplic aceeași teorie și eu nu mai citesc, nu se mai întâmplă. N-am mai putut să fac față la presiunea aia mentală. Mai țineți minte finalul de februarie, când eu a doua zi după ce a venit prima știre atunci cu... că se invadează, era să fac infarct de la o babă care bătea covoare în spatele blocului. M-am trezit la 8 dimineață în bubuiturile alea, au ajuns, eu ce mă fac în situația asta? Nu eram obișnuit mental că sunt la graniță, acum sunt la parter. N-am pateuri, n-am biscuiți, nu știu ce trebuie să fac, nu sunt clădit pentru asta. Și am zis că mai bine nu mai fac nimic, nu mai citesc, mă deconectez, trăiesc ca în 1800. Asta, aștept să vină cineva pe cal să-mi dea știrile atunci. Recomand. Unsubscribe de la orice. Recomand, trăiți mai liniștiți. Seamănă asta cu ristei, mă. Da. A venit valul ăla de știri care băga panică în oameni. La un moment dat, nu știu dacă mai țineți minte, era aia cu, în caz de nasol, pe cine trimitem noi să ne apere, să împrimă. S-a decis că intervalul 25-35 de ani, bărbații din eu am 29 de ani, perfect în mijlocul intervalului. Asta e speranța României. Vă simțiți în siguranță? Nu zic că vă iubesc pe toți, dar și în mâna asta de oameni, cât suntem aici, 100-200, sunteți câțiva, nu neapărat, abia aștept să-mi iau un glonț în față pentru oricare dintre voi, sunteți care faceți stânga de pe prima bandă. Vreți să facem un sondaj prin aplauze? Cine a făcut vreodată o mișcare ilegală în trafic, știind că e ilegală, dar totuși ați făcut-o? Aia e. Eu știu că și eu nici n-am permis și eram în trafic. Ce căutam acolo e întrebarea. Dar, na, se întâmplă. Generația mea nu e pregătită, eu asta vreau să... Nu e pregătită pentru așa un eveniment. E nevoie de bărbați adevărați, frate. Ca pe vremuri, din aia, tata, de exemplu. Nu vreau să-l trimit pe tata, dar dacă ar trebui, ar fi mult mai potrivit, din punctul meu de vedere, dacă trebuie să facem acum la repezeală o armată, paznicii de la supermarket. Le scrie în titlu, paznici, trebuie să ne păzească paznici profesioniști, ei pe toți încolonezi, le dai ce au nevoie, un scaunel nălapliabil, că ei mai obosesc, un televizor pe baterii, o să fie prima forță terestră în armată cu lanterne, asta o să fie. Te duci acolo, na. Dar eu nu pot să... Eu n-am de oferit, ce am eu de oferit e, în afară de tricoul ăsta, uniforma Zelenski, spun, maxim mă întorc dintr-o parte să nu mă nimerească, atât am de oferit, mai consum aia niște muniție pe mine. Dar în rest n-am, nu... Ce m-a surprins sunt oamenii aia care, știți, când au venit valurile de fake news, erau aia revoltați. Cum să prindă știrile false atât de bine la noi în țară? Cum se poate ca în 2022 să nu-ți mai dai seama care e o știre adevărată și care e falsă? Frate, avem horoscop la știri de 25 de ani, asta ați văzut? Asta e antreuri pentru fake news, efectiv, asta e horoscopul. Ce știi despre știre? O știre, ca să devină o informație, o știre, trebuie să fie confirmată din 3 surse, deontologic vorbind. Ăștia bagă în același grupaj inflație, statistici, numere, sport, grafice, clasamente, înțeleg, vreme chiar, date de la Institutul Meteorologic. După aia, hai să vedem ce spun astrele. Vine Neti să-mi spună mie Neti că vibrația zilei este... Lasă-mă, domne, cu... Ai perucă sau nu ai perucă, doamna Neti? Asta vrem noi cu adevărat să aflăm.
Doamna Neti, e o doamnă care citește în cafea la orice televiziune, la știri, dacă n-ați văzut. Apogeul știrilor false, care au băgat panica în oameni, a fost aia cu războiul atomic. Mai țineți minte asta cu amenințarea atomică? Când am auzit de amenințarea atomică, eram marș de aici. Nu pot să pun botul la așa ceva. Ne amenință Salam de 12 ani că e bomba nucleară. Nu s-a întâmplat nimic. Wow. Atât a fost din partea mea. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție.